Bună dimineața, Simona Dragomir. Cum stai cu adrenalina? Neața, bună dimineața, sănătate. Mă gândeam că așa sunt lei, poate mai precauți, că nici eu n-aș pleca așa fără nimic organizat. Am alte cuvinte pentru precaut, dar nu pot să le zic la televizor, sinonimia mă încurcă oarecum. Ce ne-ai pregătit astăzi la Bună dimineața, sănătate? Vorbim despre infarctul miocardic. Trebuie să ai o inimă puternică, știi, să faci tot felul de trasee din astea. Despre semnele pe care nu ar trebui să le ignorăm, pentru că ele pot fi fatale. Infarctul miocardic sau atacul de cord reprezintă o afecțiune gravă, apărută din cauza deteriorării iremediabile a mușchiului inimii. Acest lucru se întâmplă când țesutul cardiac nu mai este alimentat cu sânge și moare. Conform studiilor, 70% dintre persoanele care suferă un atac de cord au semne prevestitoare cu săptămâni înainte. Care sunt aceste semne care ne pot salva viața și cum ar trebui intervenit în cazul unui infarct miocardic, aflăm chiar acum. Infarctul miocardic este o urgență medicală. Pacientul are șanse să fie salvat și recuperat dacă se prezintă la spital în primele ore de la debutul infarctului. Semne pe care nu ar trebui să le ignorăm în infarct? Simptomatologia infarctului de miocard apare clasic ca o durere cu caracter de apăsare, care ține pacientul în piept, la pasă, e ca o gheară, se iradiază către mandibulă sau către braț, și uneori este însoțită și de simptome mai puțin frecvente, cum ar fi transpirații reci, senzația de oboseală, greață, durere în stomac, vărsături, care ar trebui să pună pacientul pe gânduri și să se prezinte neapărat la medic. Când simptomatologia ne sugerează diagnosticul de infarct miocardic, este foarte important să ajungem la o cameră de gardă pentru ca pacientul să fie evaluat, diagnosticat și tratat cât mai rapid, timpul fiind foarte prețios în infarctul de miocard. În cazul unui infarct miocardic, unul din vasele care asigură circulația sângelui la inimă se înfundă brusc. Boala care stă la baza înfundării arterelor se numește ateroscleroză. Ea derivă din factorii de risc pe care îi cunoaștem: fumat, consum exagerat de grăsimi, lipsa mișcării, diabet, zaharat. Ce înseamnă de fapt infarctul miocardic și cum se intervine? Înseamnă că o anumită parte din mușchiul cardiac este suprimată de fluxul de sânge, în sensul că artera este înfundată și practic sângele care trebuie să distribuie oxigen către celulele care ele să funcționeze nu mai trece pe acolo, pentru că este un baraj. Și atunci se intervine mecanic printr-una din arterele periferice, se înțeapă și se ajunge direct la inimă prin niște mici catetere și acolo se implantează un stent care desface vasul și redă fluxul de sânge în teritoriul care este privat de oxigen și tot ce transportă sângele nostru. În ce constă recuperarea după un infarct? După tratamentul în fază acută a infarctului de miocard, pacientul trebuie să schimbe complet stilul de viață, să adopte o dietă sănătoasă, un control al factorilor de risc prin renunțare la fumat, dacă era fumător, controlul valorilor tensionale și, cu siguranță, tratamentul prescris de medicul cardiolog, care probabil va fi toată viața. De asemenea, există programe de recuperare pentru pacienții care au trecut printr-un infarct de miocard, care își reiau activitatea fizică sub îndrumarea unui medic cardiolog. Ne putem recupera 100% după un infarct? După un infarct de miocard, recuperarea poate fi în proporții variabile, în funcție de cât de repede s-a diagnosticat și s-a intervenit în tratamentul acestuia. Să reținem așadar sfatul medicilor: dacă ne doare brusc în piept și poate apărea acea gheară care nu ne lasă să respirăm, indiferent de poziția pe care o avem, atunci, fără să stăm prea mult pe gânduri, ar trebui să ajungem la spital. Cam asta ar fi pentru astăzi. Săptămână bună avem, zi ușoară și să sperăm că nu o să vină totuși tornada în București. Asta ne mai lipsea ca să conchid. Mulțumim tare mult, Simona Dragomir, despre sănătate așa de luni dimineață cu infarctul. Hai că suntem bine!